Liderul PNL Gorj Dan Vâlceanu s-a autosuspendat din funcția de președinte al organizației județene, alegând poziția de secretar general al PNL. În locul său a fost numit Dumitru Leuștean, primarul orașului Novaci. Secretarul general al PNL Gorj, Marcel Iacobescu, afirmă că nominalizarea s-a făcut având la bază funcțiile deținute la nivel de organizație. Partidul Național Liberal, știți bine, are un birou politic județean care are în componența sa președinte și doi prim-vicepreședinți. Primul prim-vicepreședinte este domnul Leuștean. În consecință, dumnealui a fost nominalizat de birou executiv, de birou politic național, pentru că era fost birou politic național, interimar la conducerea filialei prin sau ca urmare a hotărârii domnului Dan Vâlceanu de a se autosuspenda din această funcție pe o perioadă determinată. Președintele PNL Târgu Jiu, primarul Marcel Romanescu, susține că din spate tot Dan Vâlceanu va conduce organizația. Aici au ținut cont în primul rând de relația foarte apropiată dintre domnul Vâlceanu și domnul Leuștean, o relație bine cunoscută în Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, chiar dacă domnul Vâlceanu și-a dat demisia din funcția de președinte, este clar că destinele organizației în perioada imediat următoare vor fi coordonate tot de către domnul Dan Vâlceanu prin funcția de secretar general la Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, aici nu s-a ținut cont neapărat de mărimea localității, s-a ținut cont de calitatea de prim-vicepreședinte a domnului Leuștean, ca și a mea în cadrul structurii județene. Eu mi-am declarat opțiunea de ceva timp și opțiunea mea este foarte clară. Mă interesează administrația publică din Târgu Jiu. Mai puțin latura politică. Mutarea a fost făcută pentru ca Dan Vâlceanu să nu fie incompatibil, deținând până acum simultan funcția de președinte al PNL Gorj și pe cea de secretar general al PNL.